Nava sub pavilion Republica Moldova a fost reperată la punctul de trecere a frontierei Sulina, iar la bord polițiștii au identificat doi cetățeni sirieni, unul de 59 de ani și celălalt un minor de 11 ani. În urma controlului de frontieră, printre membrii de echipaj a fost identificat un bărbat, cetățean sirian de 59 de ani, care era trecut pe lista de echipaj fără a deține carnet de marinar sau un alt certificat de competență pentru a desfășura activități specifice membrilor de echipaj. Tot în urma controlului a mai fost identificat și un copil minor în vârstă de 11 ani, despre care comandantul a declarat că este rudă și care nu avea viză pe pașaport pentru a putea intra în România. Comandantul navei va trebui să își asume răspunderea pentru faptul că i-a trecut pe lista echipajului, deși aceștia nu aveau documente legale care să le justifice prezența pe ambarcațiunea care a tranzitat România. Pentru cele două persoane, comandantul a fost amendat cu 10.000 de lei fiecare. În plus, este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de fals în înscrisuri sub semnătură privată și tentativă la infracțiune de trafic de migranți. Cetățeanul sirian trecut ca marinar în lista de echipaj este și el cercetat pentru tentativă de trecere frauduloasă a frontierei de stat. Acesta și minorul de 11 ani au ajuns pe mâna autorităților de la imigrări.